Antrenorul FCM Bacău, Gheorghe Poenaru, nu a putut lua loc pe banca tehnică a echipei sale la prima victorie în campionat. Tehnicianul băcăuan s-a prezentat la jocul de vineri, câștigat cu 6-1 în deplasare împotriva lui FCM Onești, fără licența de antrenor, motiv pentru care observatorul nu i-a permis să stea pe bancă. În aceste condiții, Poenaru a văzut meciul din tribună. FCM Bacău a început campionatul Ligii a treia cu o victorie la scor care a instalat-o în fruntea clasamentului seriei 1. Interesant este că la jocul de la Onești, câștigat cu 6-1 contra gazdelor de la FCM, antrenorul galben-albaștrilor, Gheorghe Poenaru, și-a privit de sus atât adversarii cât și propria echipă. De sus, adică din tribuna oficială, acolo unde l-a exilat neglijența sa, dar și a școlii federale de antrenori. Poenaru s-a prezentat la meciul cu FCM Onești fără licența de antrenor, lucru care l-a făcut pe observatorul întâlnirii să nu-i permită accesul în incinta terenului. S-a produs un eveniment unic în viața mea de antrenor din cei 20 de ani de antrenorat, în care am fost legitimat și n-am putut să prezint licența de antrenor. Și sigur, mă consider vinovat eu, pentru că trebuia să știu lucrul ăsta, dar în același timp cred că și școala de antrenori este vinovată că nu ne-a anunțat. Probabil că urmează să ne anunțe marți, acum ne avem cu sfătuiri. Am încercat totuși să stau pe bancă, dar am înțeles până la urmă că dreptatea este de partea lor și am renunțat. Și sigur că mă bucur că am stat la gară sau în tribună și echipa a făcut un joc, zic eu, pentru debut, un joc destul de bun. Dacă Poenaru s-a consumat destul de mult pe marginea acestui fapt, în schimb, președintele FCM Bacău, Daniel Scânteie, a învăluit incidentul într-o notă amuzantă. Mulțumit și de rezultatul final, Scânteie a precizat cu umor că lui Poenaru i s-au creat condiții ca în campionatul englez, deoarece numai acolo antrenorii privesc meciurile din tribună.